ne va chema la tine. Ne va chema la tine, va lua ceea ce este al lui. Dar ce este al lui? Suflarea de viață. S-a vorbit frumos și ați amintit, frate Ion, despre geneza, despre facerea omului. Îl văd pe Dumnezeu cum ia pământ în mâinile lui, cum îl modelează pe Dumnezeu, pe om, pe primul om, de Adam, și suflă peste el suflare de viață și omul se face un suflet viu. E bine vremea când Dumnezeu ia la sine ceea ce a lui, suflarea de viață. Acel ce-a dus